Se pare că altă razna la bătrânețe, Phil Collins, în vârstă de 66 de ani, a recunoscut că s-a apucat iar de băutură după ce în 2012 doctorii au interzis alcoolul pentru că îi punea viața în pericol. Cântărețul are o mână paralizată, pancreasul a fost la un pas să explodeze și a suferit mai multe atacuri cerebrale care i-au afectat sănătatea. Recent, Collins a fost surprins pe străzile din New York, deplasându-se cu greutate în baston și vorbind cu greu din cauza unei semipareze care i-a afectat jumătate din față. Juana Roma.